Roșiile, spre deosebire de conopidă sau vinete, nu sunt legume pretențioase la frig, așa că pot fi plantate odată ce se încălzește afară, la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Răsadurile de roșii trebuie să fie bine dezvoltate, cu o tulpină groasă, cu o rădăcină bine dezvoltată și să aibă undeva între 5, 7, chiar 8 frunze adevărate pentru a putea rezista climatului de afară. Și ar fi fost bine ca înainte să fie plantate în grădină să fi fost puțin călite, măcar o săptămână. Dacă s-au respectat toate acestea, roșiile vor rezista, chiar dacă în primele două zile vor fi puțin aplecate, ele își vor reveni rapid. Roșia este singura legumă sau singurul răsad care se plantează mai adânc, adică vom planta și o parte din tulpină, pentru că roșia face și rădăcini de pe tulpină și astfel planta va fi mai sănătoasă și mai viguroasă. Pentru ca planta să se prindă mai puțin, puteți practica mucirirea rădăcinilor cu un amestec de pământ, gunoi, de graj sau mraniță și apă până devine suficient de moale și elastic pentru a se lipi de rădăcini. După plantare, se udă puțin pământul din jurul plantelor.